Stimați telespectatori, sunt Mihai Sălceanu și ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. În această seară vom încerca să comentăm cele mai fierbinți subiecte ale zilei și ale săptămânii din țară și din județele Satu Mare și Maramureș. Pentru acest lucru i-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Mircea Ciocan, observator civico-politic. Bine ați revenit în platoul Informația TV. Mulțumesc, vă mulțumesc. De data aceasta ca observator, nu ca membru plus sau USR. Da, cum erați înainte. E o titulatură nouă pentru mine, și dar mă simt confortabil. Da. Deci e ok. Și domnul Ciprian Costea, președintele Patronatului Național Român, filiala Satu Mare. Bine ați revenit, domnule Costea. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara. Pentru început o să dau citire câtorva titluri din presa de la redacție. Informația zilei, după cum ați putut vedea, anunță că PSD, PNL și UDMR și-au împărțit conducerea prefecturii Satu Mare, așadar Radu Roca este noul prefect, Romeo Pop și Tomaș Alfater sub prefecții. Tatiana Buie, fetița accidentată la Ardud, a murit la Cluj, este o veste tristă. Astăzi colegii ei de la Colegiul Național Ioan Slavici au făcut o poză de grup în memoria Tatianei, toți s-au îmbrăcat în negru și au păstrat un moment de reculegere pentru fetița de clasa noua care a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani pe trecerea de pietoni din Ardud. Frișușag, ziarul de limbă maghiară, ne anunță că urmează modificări la codul rutier, însă vor fi modificări făcute pe rând. Graiul sălajului, ziarul din Zalău, cu cât ar crește salariile dacă se micșorează contribuțiile, se întreabă. Reducerea CASE cu 5% este echivalentă cu zero taxe pe primii 800 de lei pentru fiecare român. Măsura ar aduce 317 lei în plus în cazul unui salariu mediu pe economie. Este anunțul făcut de Florin Câțu. E un lucru pe care îl vom discuta și în această emisiune. Poate că ne va lămuri domnul Costea dacă e bine sau nu să scadă CASE-ul și altele propunerile, practic, premierului, președintelui PNL Florin Câțu. Adevărul, cum explică specialiștii poluarea peste limite, resimțită în București și într-o mare parte din țară, natura ne-a pus capac, spune Adevărul. Și Jurnalul Național, sunt peste tot în casă, porțile li se deschid, 12 milioane de lei pentru abonații la contractele cu statul. Nume grele cu legături în servicii au aterizat la Compania Națională de Aeroporturi București. Din cramă în cosmos, proiectul stelar al primăriei Odobești, stimulat cu o scumpire. Jurnalul Național. Informația zilei de mâine vă prezintă noua echipă de la prefectură, care a fost instalată oficial. Avem și câteva imagini pe fundal. Așadar, este vorba de Radu Roca, Alfater Tomaș și Romeo Pop. Editorialul semnat de Dumitru Păcuraru, nici război, nici pace. Sigur că vorbește despre situația din țară, dar și despre situația de la graniță. Prima propoziție interesantă, în afară de Vladimir Putin, toată lumea, toți comentatorii, toți invitații la emisiunile TV știu dacă va fi război sau nu în Ucraina. Din nou, dosare false, polițiștii au descins în mai multe, în aproximativ 13 locații pentru dosare false cu vaccinări. Este vorba de un medic de familie din Codru care se pare că a dat mai multe diplome de vaccinare unor oameni din Satu Mare, din județele Timiș, din Arad, așadar e o situație mai deosebită găsită la Satu Mare, care are vârful la Satu Mare. Aceste și alte știri, aceste și alte materiale le veți putea citi în Informația zilei de mâine. Să începem cu situația de la Satu Mare. Așadar, PNL, PSD, UDMR au bătut palma la Satu Mare. Avem prefect PSD, subprefect de la PNL și UDMR, s-a făcut rocada între domnul Alfater, care din prefect a ajuns subprefect. Cum vedeți situația? Va fi liniște și pace de acum înainte în județ? Avem un papa. Da. După câteva luni bune în care s-au tot vehiculat anumite nume la conducerea instituției prefectului, se pare că până la urmă s-a găsit soluția. Nu cred că instituția prefectului sau prefectul în sine poate aduce, că aminteați de liniște în județ. Da. Liniște în județ am avut, cred că și până acum.
Nu cred că din acest punct de vedere lucrurile se vor întâmpla într-un mod mai urât. Personal, regret plecarea domnului prefect Alfater. Dânsul rămâne în continuare funcția de subprefect. Există o calitate care trebuie să o aibă prefectul și asta o spun în urma experienței care am avut-o acolo, vreo 12 ani în instituția prefectului, să fie un bun lider. Instituția prefectului, prin lege, conduce instituțiile publice deconcentrate, iar dacă prefectul este capabil și cu bune intenții și dorește să fie activ, ține aceste instituții aproape, care nu vin de altfel singure la prefectură, ci el trebuie să le convoace. Ca și o noutate față de ultimii ani, există mai nouă relație între instituția prefectului și primării. Mergând pe principiul separării puterilor în stat, nu există relații de subordonare, evident, dar să ne uităm la toate aceste campanii de vaccinare care s-au întâmplat în ultima perioadă, în care primarii au avut un rol însemnat în aceste campanii, campanii care practic erau coordonate oarecum implicit de instituția prefectului. Ăsta este elementul de noutate, iar prefectul este numit politic față de ultimii prefecți care am avut. Erau tot numiți politic, deci numai că ne ascundeam după deget. Exact, da? Așa este. Practic este o normalitate, da, să fie așa cum este acum, dar trebuie să fii un foarte bun diplomat în ziua de astăzi, dat fiind faptul că ești numit politic legal, să zic așa. Da, și că ai de face, cel puțin la noi, în județul Satu Mare, cu mult mai multe partide decât e... Evident, evident. Plus să nu uităm că avem, da, populația de etnie maghiară, da, care la fel. Deci prefectul trebuie să fie și un foarte bun diplomat, să mențină acest echilibru. Îl cunosc pe domnul Radu Roca. Dânsul a avut funcții în administrația locală, pentru că practic când vorbim de instituția prefectului putem vorbi de administrație locală. A fost viceprimar. Dânsul a fost viceprimar. Dacă va reuși să scoată în evidență calitățile care le are, eu sunt convins că va face față cu brio acestei funcții. Ideea este să nu cedeze unor anumitor presiuni care pot fi exercitate asupra lui. Dacă va reuși să-și păstreze integritatea, coloana și să-și pună în practică calitățile pe care le are, eu sunt convins că va face față. Dar repet, îmi pare rău de fostul prefect Alfater Tamaș, care din punctul meu de vedere a demonstrat că este un bun profesionist și a ridicat această instituție la un nivel la care rar a mai fost. Vreau să ați participat sau ați online? Da, am urmărit online. Parțial online, da, din lansarea, numirea, da, numirea prefectului și a subprefecților și da, chiar am ascultat discursul lor. Evident, fostul prefect era practic la el acasă și a stăpânit foarte bine discursul, da, tehnic, la el acasă e un fel de a spune, pentru că instituția la el acasă, abia de 3 săptămâni acolo. La el acasă, da, în sensul în care juca acasă, da, adică tocmai ce și-a încheiat mandatul de prefect, înainte a mai avut un mandat de subprefect, deci are o experiență în instituție, da, și sunt convins că va fi un real sprijin, dacă îi se va cere sprijinul, va fi un real sprijin pentru actualul prefect și noua administrație. Da. Și și PNL-ul a făcut o schimbare foarte interesantă. Radu Bud pleacă la Ministerul de Interne și Romeo Pop devine subprefect, Romeo Pop care a fost consilier local și președinte al organizației municipale Satu Mare PNL. Da, așa este. Înainte de a spune și eu câteva puncte de vedere, doresc să-l felicit pe colegul meu, Pop Romeo, președintele organizației municipale, pentru noua funcție pe care o merită din plin. Este un om echilibrat și va fi unul dintre pilonii de echilibru în prefectură. Îl salut și îl felicit și pe Radu Roca, pe noul prefect al județului Satu Mare și, bineînțeles, și pe Alfater Tamaș, pentru că eu cred că
ceea ce noi la Satu Mare avem reflectă până la urmă și voința politică națională care se regăsește ca structură politică în Parlamentul României, în actuala coaliție din actualul moment. Noi și eu cel puțin am spus-o public, am făcut tot ceea ce s-a putut ca noi să rămânem în zona conducerii județului la nivel de prefectură și ne-am fi dorit și funcția de prefect, fapt pe care eu personal l-am spus foarte clar. S-a făcut o negociere națională unde s-a ajuns în puzzle-ul național al funcțiilor în această structură și iată că în sfârșit am avut noua echipă pe care o felicit, repet, numită și ei au depus jurământul în cursul acestei zile. Partidul Național Liberal, din care, după cum se știe, fac parte, a promovat în ultima perioadă oamenii potriviți la locul potrivit, cel puțin din perspectiva organizației Satu Mare, și municipale și județene. Și în acest context, ceea ce am văzut noi cu toții astăzi în mediul online, sau unii prezenți la instituția prefectului, echilibrul, repet, va fi termenul care cred eu că va defini acest mandat în perioada următoare la prefectura județului Satu Mare, ceea ce este un lucru foarte bun, ținând cont de structura specifică a județului nostru. Deci, cam astea sunt gândurile da, mele totuși, în cu evenimentul acesta. Și Radu Bud, că ea amintea de calitățile domnului Alfater și Radu Bun are experiență serioasă în prefectură. Bineînțeles, să nu uităm că domnul Radu Bud a avut mai multe mandate de prefect, da. A prins perioade diferite, guverne diferite și are, din punctul meu de vedere, toată experiența trecută în CV pentru ca dânsul să se ducă mai departe în zona ministerului de care ați pomenit. Este o evoluție logică. Și iată încă o dovadă, fiind nu colegul provenit de la noi, că de la Partidul Național Liberal, seriozitatea este cea care determină numirile persoanelor în funcții publice. Da. Să revenim la situația din USR. Se știe, Dacian Cioloș și-a dat demisia, a urmat un val de ieșiri din partid, un val de demisii din partid. De ce credeți că Dacian Cioloș s-a dat demisia? Bine, acum răspunsul cred că a fost dat de nenumărate ori și am fost cumva sub lupă în ultima perioadă. Dacian Cioloș nu s-a bucurat de o majoritate în Biroul Național. Conform statutului, președintele partidului trebuie să vină la câteva luni după ce a fost ales cu un program politic, care evident va trebui, acel program politic trebuie implementat pe perioada mandatului. Dat fiind faptul că nu s-a bucurat de o majoritate în Biroul Național, practic nu putea să implementeze un program fără să aibă ok-ul Biroului Național. Da. Acest program politic a fost respins, s-au invocat fel de fel de chestiuni cu care eu nu am fost de acord și în aceste condiții Dacian a fost pus în situația în care putea să rămână președinte formal al acestui partid fără posibilitatea de a-și implementa programul. Există câteva chestiuni la care a ținut foarte mult în acel program. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar au fost niște chestiuni legate de organizarea internă a noastră și de tot ce înseamnă corectitudinea procesului electoral intern. Au fost niște chestiuni legate de legătura dintre USR și societatea civilă, care în ultima perioadă s-a cam pierdut, adică atragerea unor specialiști către partid și cărora li se cerea un punct de vedere, inclusiv în momente în care urmau să facă anumite nominalizări din partea partidului USR. Aceștia neavând, evident, un cuvânt decisiv, ci unul consultativ. Ei,
Se pare că acea majoritate din Biroul Național nu a fost de acord cu aceste lucruri, care practic e foarte greu să înțeleg. Practic sunt niște principii de la care noi am pornit atunci când am început această construcție politică. Deci nu sunt deloc în contradictoriu cu direcția noastră a Plusului, mai ales, sau a USR-ului ca și partid. Și cumva am rămas surprins, la modul neplăcut, că acest program nu a fost votat. Ei, în aceste condiții, Dacian Cioloș a considerat că practic rolul lui ca președinte în acest partid ar fi doar unul formal, el neputând să-și implementeze acel program, asumat de altfel. Și în aceste condiții a demisionat. Odată cu demisia lui Dacian, a urmat, evident, un val de demisii, în special din zona Plusului. Nu e cel mai plăcut moment pentru USR. Există în USR oameni competenți, oameni de calitate, există mulți oameni sensibili. Asta e probabil și explicația acestor demisii. Adică sunt oameni care, dacă nu văd ceea ce și-au propus să vadă într-un partid, și-au gentuța și pleacă acasă și se întorc la viața lor de dinainte, fără să existe niciun fel de schimbare. Nu au fost niciodată plătiți politic, nu au niciun fel de polițe, de absolut nimic. Deci ei își revăd practic de viața lor civică în continuare, de altfel cum fac și eu acum, și nu se întâmplă niciun fel de schimbare. Ei, asta e diferența dintre membrii USR Plus și alți actori politici care, după cum ne-a fost să vedem, țin cu dinții de calitatea de membru sau funcția care au în partid. De funcție, mai degrabă de funcție. Și dacă, asta datorează... Bun, într-adevăr, nu există, evident, că fiecare se gândește la munca care a depus-o în timp și sacrificiile care le-a făcut și la un moment dat totul se duce pe apa sâmbetei. Dar eu personal n-am mai văzut un val de demisii așa cum am văzut acum zilele astea în USR. Dar în continuare eu consider practic că... Practic membrii Plus își dau demisia. Nu, numai membrii Plus. Dacian Cioloș nu a câștigat președinția USR doar cu membrii Plus. Pentru că da, Au fost și voturi din USR. Există oameni dezamăgiți care nu-și mai văd rolul și rostul în acest partid și în condițiile astea au făcut un pas în spate. Dar sunt oameni, majoritatea dintre ei, am și eu prieteni pe Facebook, sunt oameni care sunt implicați în activitățile comunității, sunt oameni de civic, practic toți am venit din zona civicului și își vor aduce contribuția probabil de pe margine. Nu sunt șanse să intre în alt partid? Păi rămâne să vedem. PNL. Mi-e greu să cred. Totuși USR cu PNL rezonează în în multe privințe, nu? Sau? Nu știu. Ei, sunt două partide din punctul meu de vedere diferite. Probabil există ideologii sau care or fi asemănătoare, dar sunt două partide diferite și ca și construcție și... Probabil, evident, acum eu nu pot vorbi numele tuturor colegilor care și-au dat demisia. Probabil că sunt parte din ei care vor face acest pas. Dar eu consider că cei care au intrat în proiectul Plus, respectiv USR, puteau să intre la momentul respectiv în oricare partid politic și nu au făcut-o. Au intrat în acest partid pentru că, în speță în Plus, pentru că au visat cu ochii deschiși și au crezut într-o politică altfel. Și practic au ajuns acum în situația în care cred că există evident diferențe între USR și celelalte partide, dar aceste diferențe au devenit din ce în ce mai puține. Da. Din păcate, noi Plusul am avut o linie trasată în relația cu USR-ul, inclusiv când a fost momentul fuziunii. Noi țineam foarte mult la interzicerea acumului de funcții. Practic, tot ce înseamnă pol de putere creat sau puterea de decizie în mâna unui om sau unui grup,
e un lucru foarte periculos și așa l-am considerat tot timpul, inclusiv baronismele locale, practic tot așa au apărut. Și atunci noi în plus aveam niște reguli. Dacă ești președinte de Consiliul Județean, nu poți să fii președinte de partid acolo. E o chestie care, poate domnul Costa, dacă o de acum, îi se pare cel puțin ciudată. Da. Păi ce se spune? Nu e bine să nu fii președintele partidului de guvernare? Adică nu e bine ca premierul să nu fie președintele partidului de guvernare? Este o chestiune care poate fi periculoasă. Este o chestiune care poate fi periculoasă și dacă ne uităm în ultima perioadă, vedem un Dragnea, da? Un om care avea practic deținea toată puterea Năstase, partidului. Dragnea, sigur. Exact, deci exemplele nu sunt tocmai pozitive. Dragnea n-a ajuns premier. Exemplele nu sunt. Și noi am ținut de chestiunea asta. Da. O chestiune care a fost preluată de către colegii din USR înainte de fuziune, dar ulterior a fost o parte dintre ei. Acea parte a fost ușor înlăturată și după fuziune, practic, am fuzionat prin absorpție, deci am îmbrățișat statutul lor. Și acum vedem ce se întâmplă, chiar în USR, chiar într-un partid nou, vedem ce se întâmplă. Deja există niște poli de putere, există decizia, nu mai este a unui grup mare, să zic, a membrilor, ci practic decizia este în mâinile unui grup restrâns și poate fi un lucru periculos. Se va dezintegra USR? Haideți să vă spun două, trei chestii înainte. Ca lumea să priceapă ce se întâmplă și în interiorul acestui partid. Istoria lui a pornit dintr-o zonă care s-a numit Uniunea Salvați Bucureștiul, făcută de către Nicu Șordan. Eu umblam foarte mult în București în perioada respectivă și am constatat că pe scena politică, cel puțin la momentul respectiv din București, a apărut un partid. Având repet, multe drumuri, stăteam mult în București în perioada respectivă, am interacționat cu oameni, am încerc să definesc profilul membrilor, care s-a extins ulterior la USR, la nivel național. Și foarte mulți, și nu le combat calitatea profesională, că sunt cei mai mulți profesioniști buni, dar foarte mulți erau niște oameni frustrați din perspectiva prezenței sociale și credeau că prin pancardisme, termen pe care l-am auzit tocmai de la ei de pe acolo, și revolte, vor reuși să schimbe niște percepții. Ori este total greșit. Pe de altă parte, plus, a fost un proiect politic mic și am putea spune cochet, cu oameni de asemenea bine pregătiți profesional, și care nu depindeau de politică, care l-a avut în frunte pe Dacian Cioloș și faptul că domnul Dacian Cioloș a fost președintele Renew Europe, a fost liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European, a ajutat acest partid să se dezvolte pe niște piloni sănătoși europeni, dar forța politică, pentru că aici vorbim de politică a celor de la Plus, a fost umflată în mod artificial în vederea acestei fuziuni. Atitudinea aceea de revoltă socială, ca să spunem așa, s-a văzut din partea celor de la USR și în Parlament pe vremuri când defilau pe acolo cu pancarde și cel mai recent s-a văzut când ei au fugit de guvernare pentru că au constatat că a fi la guvernare înseamnă greutate, responsabilitate. Și mai mult decât atât, au fugit aplaudând, ceea ce este un aspect de tristă amintire în istoria politică a României, pentru că un partid la guvernare, dacă părăsește guvernarea și aplaudă, își distruge practic viitorul. Asta au făcut ei, atât au înțeles din politică. Ca atare pentru mine, USR în perioada respectivă a fost Union sans responsabilité, adică nu Uniunea Salvați România, ci Uniunea fără responsabilitate. Cam așa îi definesc eu pe cei de la USR. Această atitudine de răzvrătiți a continuat și în interiorul partidului în momentul în care au fost alegerile. Pentru că anumiți oameni, care, repet, profesional, tot respectul, dar aveau niște frustrări politice, n-au putut accepta că un domn Dacian Cioloș dintr-o fracțiune mică a alianței politice câștigă președinția partidului în urma fuziunii.
Și nu acum, se aștepta. Acum deci, am, seris, cred am că asistat. Adevărat, nu se aștepta ca Dacian Cioloș să câștige. Și acum, Dacian Cioloș, nu acum am Culmea, asistat da? La ceea ce era predictibil din momentul în care da. Ei au părăsit guvernarea aplaudând, adică jenant. Noi cei de la PNL am fost responsabili. Păi ce era dacă noi, gata, plecăm și lăsăm țara în aer? Noi cu toate costurile politice, și lumea trebuie să știe, am acceptat guvernarea și într-un moment dificil, dar am acceptat să rămânem la guvernare și mai departe. Pentru că știm că este greu și suntem responsabili. Noi nu lăsăm țara în aplauze. Nu fugim din barcă atunci când primele picuri de apă apar și știm că va fi. Domnul Costea, cu permisiunea, v-am este... ascultat discursul. Da. Eu nu v-am întrerupt încă o secundă, okay. Că n-am terminat. Să-mi spuneți ca să pot să... Deci, din punctul meu de vedere, atitudinea celor de la USR a fost foarte, foarte clară de a fugi de responsabilitate, de a-și proteja imaginea din motive politice și văzând că domnul Dacian Cioloș, care, hai să o spunem cinstit, ar fi putut să reprezinte o bună opțiune de candidat pentru funcția de președinte a dânșilor, din partea dânșilor, iată că nu l-au acceptat acolo în cercul lor. Și ca atare au intervenit aceste voturi de respingere a proiectelor pe care dânsul le-a avut. Ori domnul Dacian Cioloș, fiind un om cu experiență și dându-și seama că nu va putea să facă nimic cu această gașcă, cu această echipă, și-a anunțat o demisie care până la urmă pune punct unui eșec pe care l-ar fi avut total în managementul partidului. Asta s-a întâmplat în USR. Putea să mai încerce, știu eu. Poate că putea să mai aibă un pic de răbdare. Nu, sau nu, problemele, nu mai era problemele nu era. Să nu credeți că sunt sau au fost... Păi el 4 luni a fost la conducere, da? În 4 luni, hai să zicem că poate nu poți convinge toți membrii de... Din conducere, e foarte greu să fim percepuți de către... Acum vorbesc în continuare ca un membru, dar observat că am tendința noi. Asta. Deci este, USR-ul este foarte greu de perceput ca și partid din exterior, pentru că este un partid diferit față de celelalte partide. În partidele clasice din România există acest fenomen de supunere totală, da. Indiferent că... Și am văzut chestiuni penibile, adică am văzut... membrii de partid care, din punct de vedere intelectual, erau mult superiori față de liderii lor și se supuneau, efectiv, da. Fără dar și poate. USR-ul nu este construit, are altă genă din acest punct de vedere. Iar ca și o replică pentru domnul Costea, nu am părăsit corabia, am fost aruncați peste bord. Nu. Demisia iar este PNL-ul, o părăsire unilaterală, din proprie voință. Acum, mie mi-ar place foarte mult să nu fiți niciodată, să nu ajungeți niciodată în ipostaza în care a ajuns USR-ul la momentul în care a părăsit guvernarea. Sunteți acum într-o alianță, din punctul meu de vedere, nefirească, cu PSD-ul. Eu personal m-aș bucura ca această alianță să funcționeze, pentru că dacă această alianță ar funcționa și ar funcționa bine, până la urmă ar aduce beneficii populației și comunităților. Dar mi este foarte greu să cred acest lucru, că va funcționa, dar repet, îmi doresc să funcționeze. USR-ul la momentul respectiv, miniștrii USR la momentul respectiv au ajuns într-un punct în care erau efectiv dați pe rând afară din guvern. Nu știu dacă, lăsând acum haina politică deoparte, puneți-vă în situația unui ministru USR la momentul respectiv care este dat afară peste noapte din guvern. Am avut o limită, s-a încercat foarte mult, s-a strâns din dinți foarte mult, iar PNL-ul practic a avut a doua șansă de a intra la guvernare cu USR-ul după ce USR-ul a plecat, da? Condiția era domnul Câțu și practic era, USR-ul a fost dispus la orice altă alternativă și totuși alegerea a fost PSD-ul. O alegere care din punct de vedere politic, așa cum spunea și dumneavoastră, nu vă face bine absolut deloc, plus că PNL-ul alături de USR, de altfel, a avut un mesaj, a crescut practic pe un mesaj anti-PSD.
Ei, acum urmează să vedem anul 2024 ce va spune electoratul, pentru că, repet, exista acea variantă de a rămâne la guvernare cu USR-ul fără domnul Câțu. Da, dar era în caz, în acest caz PNL-ul era vioara a doua. Nu neapărat. Nu neapărat. Era cu Dacian Cioloș premier, da? Cu Dacian Cioloș premier. Mihai, dacă îmi permiți, ne tutui. Da. Am fost aici în emisiune, eram la doamna Cădar în emisiune și la un moment dat am fost întrebat care ar fi varianta care aș prefera, o Câțu sau Orban. Tendința mea naturală și firească a fost Câțu. De ce? Pentru că era un tânăr, am considerat la momentul respectiv că este mai deschis, este mai open mind, să zic așa, și da, probabil că ar face casă bună cu USR-ul. În comparație cu Orban, care era un președinte, era președinte la momentul respectiv, era un politician vechi și am considerat noi că n-ar exista o potrivire de caracter, practic, între cele două partide. Și ne-am înșelat. Câțu putea fi, din punctul meu de vedere, nu știu dacă era acum într-o situație mai neagră, dacă PNL-ul rămânea la guvernare fără Câțu, alături de USR. Nu cred că era într-o situație mai urâtă decât e acum. Asta este părerea mea. Deci acum Câțu e într-o perioadă... Într-o... Păi acum, eu văd, citesc. Da, da? Acum da. Eu da. Sunt practic adică... o persoană care sunt în exterior, nu sunt da. În interiorul partidului. Poate domnul Costea simte altfel lucrurile, dar eu consider că pot să văd lucrurile puțin mai obiectiv. Da? Pentru că practic văd din exterior tot ceea ce se întâmplă. Notorietatea dânsului și puterea cuvântului în PNL pare să nu fie atât de puternică cum a fost la în momentul perioada în care era premier, normal. Perioada în care era premier. Deci adică, dânsul, nu este, mă rog, ajunge... dânsul nu este premier în momentul nu de este, față. Este, este totuși... președintele PNL, putea fi și președinte PNL stat, totuși, și putea da, a da. Nu fi premier într-un guvern cu USR-ul. Și eu sunt ferm convins că PNL-ul, din punct de vedere politic, în sondaj, era mai bine poziționat decât este acum. Bun. Deci odată, nu, bun, răspundeți nu, și vreau să vă întreb dacă, într-adevăr, fostul premier Câțu pierde hățurile PNL-ului. Nici vorbă de așa ceva, pentru că a introdus democrația în partid. Și faptul că se consultă cu liderii naționali, și vă rog să îl întrebați pe deputatul Adrian Cosma, care este președintele filialei județene, dar este și vicepreședinte național al partidului nostru. Da. Există o consultare și o discuție cu colegii. Astăzi în PNL nu se mai ia decizia de către un singur om. Și aceasta este până la urmă una din elementele care definesc democrația și democrația este dovedit că este până la urmă cea care duce și la creștere, la evoluție, inclusiv politică. Nu o să intru să contrazic pe prietenul meu privind ieșirea de la guvernarea colegilor dânsului, pentru că n-au fost deloc așa lucrurile și PNL a înghițit suficient de mult din partea miniștrilor USR, inclusiv sabotaje, repet cuvântul, sabotaje. Și lucrurile acestea nu sunt neapărat cunoscute public, dar cei care au fost prin preajmă le știu foarte bine. Și s-a atras atenția de mai multe ori unora să se potolească și nu s-au potolit, ci au continuat, știți, ca și când e vorba aia românească, când se pune bățul prin gard. Exact. În legătură cu partidul nostru, am rămas responsabili și am rămas la guvernare ca să garantăm ceea ce ne-am promis. Și rezultatele pe care Partidul Național Liberal le oferă și le livrează astăzi populației sunt o continuitate, o continuare a ceea ce noi am promis. Multiplele programe de sprijin a întreprinderilor mici și mijlocii care se realizează. Continuarea celui mai de succes program de sprijin a sectorului privat din România, IMM Invest. Agro-IMM Invest, o subcomponentă pentru sectorul agriculturii. Cele patru noi produse care se lansează în perioada următoare și care sunt aprobate prin memorandum deja de către actualul guvern, urmând să se dea ordonanța de urgență. Mă refer la IMM Prod pentru domeniul producției. Mă refer la Rural
invest pentru dezvoltarea activităților productive din sfera rurală și urban mic. Mă refer la innovation, când toată lumea vorbește de inovații, inovații, era normal să sprijinim și acest tip de companii. Și mă refer la Garant Construct pentru sectorul construcțiilor. Și dați-mi voie să înțeleagă lumea legătura. Cum să nu sprijinim sectorul construcțiilor când atât de multe lucrări de construcții vor urma în perioada următoare din PNRR, din proiectul Angel Saligny, din fondurile europene, din bugetul de stat? Cum să nu sprijinim dezvoltarea mediului rural când acolo se va realiza prin programul acesta Angel Saligny suprasubscris de peste două ori, atenție foarte mare, asta spune mult despre interesul comunităților locale, al primarilor pentru proiectele respective. Vor face infrastructura, normal că se va dezvolta și economia și atunci este logic să vii să te apleci pentru dezvoltarea sectorului respectiv. Cum să nu susții producția când în România industria este una dintre ramurile principale? Ce se întâmplă, foarte multe IMM-uri cu industria de armament. De ce e falimentară? De ce ajungem cu girul să falimenteze? De ce oamenii stau afară de câteva zile? Da, este un caz particular. Apropo de dezvoltare, dar, ajuns, ieri am cumpărat 2 litri de ulei. Și o spun cu... Sunteți bogat. O spun cu toată rușinea, habar n-am avut cât costă. 10 lei. Am 8 lei pe litru. Bun. Deci aici vorbim de o chestie particulară, inflația este o treabă generalizată. Și o să putem aborda și subiectul acesta. Dar, revenim. Noi suntem la guvernare tocmai ca să garantăm mediului privat din România și angajaților din mediul privat că ideile liberale promise vor fi duse la îndeplinire. N-am fugit de la guvernare. Lumea trebuie să știe că peste 90% din companiile din România sunt IMM-uri, micro-întreprinderi și IMM-uri. Sunt 3 astea milioane de români care susțin tot aparatul. Și atenție, da, 60% din angajații din România sunt în mediul privat, la IMM-uri și micro-întreprinderi. Da. Peste acest nivel vin angajații din sectorul privat, dar al companiilor mari și multinaționale. Se creează prin întreprinderile mici și mijlocii, coloana vertebrală a economiei noastre, 60% din produsul intern brut al României. Și iată, PNL-ul, suntem la guvernare pentru oamenii aceștia. Și pentru rest, normal. Dar noi acestora le-am promis ajutor. Și iată că le dăm. Și eu pot să vin cu chestii concrete. Colegul meu, ministrul antreprenoriatului, domnul Cadariu, pregătește un alt pachet suplimentar prin care vor fi sprijinite domenii cheie, cum sunt Horeca, cum este turismul și așa mai departe. Este o listă de 12 programe care vor urma în perioada următoare să fie implementate. Bugetul de sprijin al Guvernului României pentru acest pachet, și să știți, cinstit, trebuie să vă spun, ministrul finanțelor, domnul Căciu, a avut o deschidere totală pentru urgentarea demersurilor acestea. Vreau să vă spun doar atât, că e vorba de un pachet de 17 miliarde de lei care se pun la bătaie pentru români, pentru firmele românești. Cum să nu fim noi la guvernare când oamenii ăștia au nevoie de sprijinul politic al nostru ca să le promovăm sprijinul prin aceste inițiative pe care guvernul le realizează și, bineînțeles, prin inițiativele legislative care le avem în Parlament. Că suntem două partide cu gândire diferită, da, dar tocmai de aceea se discută foarte mult, vedeți? Și pe zonă fiscală avem propunerile noastre, ceilalți au propunerile lor. Se discută, dar de ce ajunge nu domnul, se iau deciziile cu la un moment dat să masă. Se supere și să spună că nu mă mai duc la ședința coaliției. Nu. Astea sunt mici povești din acestea care nu au bază în realitate. Are exercițiul guvernării cu USR. Da. Acolo s-a călit și a făcut antrenamentul. Și probabil că acum e mai bun, simplu. Păi să vedem. Premierul Câțu spune așa, odată, propune scăderea TVA, scăderea CASE cu 5%, scăderea prețului la energie. Îl ascultă sau nu îl ascultă cineva? Că aici nu prea înțeleg. Păi să ne spună domnul Câțu și ce studii stau în spatele acestor idei pe care dânsul le are. Asta ar fi foarte bine. Eu tot timpul am spus-o, România are o problemă majoră atunci când omul politic vine și vehiculează cifre, vehiculează niște măsuri care practic s-a dovedit că majoritatea dintre ele nu au în spate niște studii concrete.
reducerea TVA-ului, de exemplu, apare a fi o măsură foarte bună, dar s-a demonstrat că nu tot timpul reducerea TVA-ului reduce prețul final al produsului de pe raft. Și sunt multe. Evident, aici ar trebui toată clasa politică, sau cel puțin cei care sunt în arcul guvernamental acum, hai să vedem să cum facem să avem inflație soluție cu două cifre, cum spune Isărescu. Sunt foarte multe probleme, Mihai. Eu am, mă rog, discutăm în societate, tot timpul există discuții și afli tot felul de probleme din toate părțile. Vorbeai adineaori de energie. Chiar am văzut și lăudabilă inițiativa colegului domnului Costea, domnul deputat Cosma, care a semnalizat sau a semnalat practic problemele așa și lipsa lor de comunicare. Da. În schimb, eu, dat fiind faptul că este parlamentar și atributul principal pe care îl are un parlamentar este de a legifera, este și îl invit să se uite puțin și în spatele acestor probleme. De ce furnizorii de energie nu mai comunică cu populația? De ce au ajuns ei într-o situație disperată? Pentru că avem instituții care nu au o bază legală clară, avem instituții care acești furnizori plătesc practic din buzunarul lor acea diferență de compensare dintre prețul real din piață, prețul cu care achiziționează energia și cu care o dau mai departe consumatorilor. Acea diferență practic este garantată de statul român, deci trebuie să revină furnizorului din partea statului român și sunt luni de zile timp în care ei nu și-au luat acești bani și nu vorbim de bani puțin. Ei, l-a jucat pe domnul deputat să meargă cu această cercetare mai departe și prin prisma atribuțiilor care le are și ca și parlamentar, poate găsește problemă. Noi suntem în situația în care am liberalizat piața energiei neavând instituțiile pregătite. Deci, practic, pe noi, și ca să fie totul complet și să avem și cireașa de pe tort pusă, a mai apărut și această criză pe piața energiei, care ne-a dus de tot în cap. Și ceea ce vă spun eu acum cu faptul că furnizorii nu și-au luat de luni de zile banii de la statul român, nu sunt povești, sunt chestiuni concrete. Se întâmplă. Chiar am văzut o adresă. Nu e o noutate. Să vă dau un exemplu. Foarte multe ori așa. Da, firmele de construcții. Furnizorii ăștia reprezintă mediul antreprenorial de care vorbea domnul Costea și ei la un moment dat vor muri. Și ne moare mediul antreprenorial până la urmă. Motivul invocat de către ANEPIS, dacă nu mă înșel, pentru că ei sunt responsabili de plata acestor bani, practic prin lege furnizorul cere alocarea unei sume de bani, iar în 30 de zile statul român trebuie să o plătească. Motivul invocat de ANEPIS este că în momentul de față instituția nu are experți angajați care să verifice dacă acele cheltuieli care urmează să fie decontate sunt reale. Deși legea spune că acele cheltuieli solicitate stau în responsabilitatea furnizorului, adică corectitudinea valorii solicitate stă în responsabilitatea furnizorului, iar dacă dacă ulterior se va descoperi că acele sume nu sunt reale, se vor recupera de la furnizor. Astea sunt problemele majore, zic eu, din spatele acestor telefoane puse pe stand-by sau închise, la care nu mai răspunde nimeni. Bun. În sectorul acesta al energiei, în general, sunt multe aspecte de discutat. Și, oricum, din punctul meu de vedere, o atitudine de genul acesta că nu sunt utilizate telefoanele de către angajați sau îți închizi sediile pentru a refuza dialogul până la urmă cu reprezentanții firmelor și cu toți cetățenii, nu sunt corecte. Dar asta este doar o problemă care ține de relaționarea până la urmă cu românii și cu reprezentanții companiilor românești. Problema energiei este mult mai amplă și aici lucrurile vor trebui discutate profund de către cei care sunt responsabili în decizii, dar să știți că nu se poate perpetua ideea de a
compensa și de a plafona prețul la aceste componente la infinit. Da, eu perfect ceea ce s-a făcut și chiar eu compensarea e până la aprilie. Chiar eu personal am anunțat în conferință de presă acest demers de a ajuta românii pe care l-a avut Partidul Național Liberal. Și vom continua să ajutăm, dar se încearcă să se discute și variante alternative, care, atenție, să nu afecteze pe oameni prin explozia asta prețurilor. Dar pe termen mediu și lung, lumea trebuie să știe că dacă oferta actuală este mai mică decât cererea de consum de electricitate și de gaz pe ansamblu, nu se vor putea echilibra lucrurile decât crescând oferta, pentru că cerința oamenilor din lumea modernă este de a consuma electricitate, lumină, gaz și așa mai departe, pentru menținerea standardului de viață și în condiții de cost suportabil de către toată lumea. Ca atare, creșterea ofertei este esențială prin investiții. Investiții care trebuie să fie realizate. Și un prim pas de 630 de milioane de euro din PNRR a fost făcut de către Ministerul Energiei și către ministrul, colegul nostru de la partid, astăzi, pentru că s-a lansat în dezbatere publică, sprijinul pentru trei categorii de producție. Pentru trecerea de către anumite categorii de companii în producția și mărirea capacității de producție de energie prin panouri solare. În al doilea rând, de realizarea producției prin niște sisteme specifice de hidrogen, prin achiziția tuturor utilajelor necesare și a echipamentelor pentru ca să se poată trece genul acesta de producție. Și în al treilea rând, prin sprijinul pentru a se realiza producție pentru agent termic, care va avea un impact major în mari orașe unde sunt probleme, bazat pe gaz și printr-o, cu alte cuvinte, și pe energie verde, adică energie nepoluantă. Pachet de 600 și de milioane de euro, repet, par bani din PNRR. Un prim pas. Vor urma investiții în centrale, microcentrale de generare a electricității prin energie nucleară. Vor urma investiții mari și se va clarifica, din câte știu, legea offshore, care va permite extragerea de gaze. Nu există o soluție mai bună decât să ne apucăm noi să facem investiții pentru ca să exploatăm. Aceste resurse naturale sunt ale tuturor românilor și ele vor trebui folosite de către români la un moment dat, pentru că va echilibra și prețul final la consumator acest aspect. Dar, la nivel internațional, e prea complicat să explic modul de creație a prețurilor pe burse, pentru că ține cont de proporția tipului de materie primă, ca să spunem așa, care stă la bază. Cea mai scumpă este energia care e produsă pe bază de cărbuni și așa mai departe. Da. Cea mai ieftină, ca să spunem așa, este energia produsă din surse verzi. Diferența... Și ponderea pe care fiecare o are generează prețul final pe producător și pe burse. Bun, dar la noi, în schimb, energia care o consumă românii e 80% din țară, e produsă în țară. De ce trebuie să ne amestecăm cu gazul? Energia se cumpără de pe bursă. Exact. Și sunt contracte pe termen lung și pe termen scurt. Problema... Alea s-a oprit pe termen lung și acum s-a dat foarte mult de pe piața spot, așa se numește, piața la prețului la zi, care a explodat. Problema este cu... Problema este, în primul rând, nivelul de trai. Livrează. Nivelul de trai a românilor. Da. Evident că o țară, noi avem, utilitățile în România sunt scumpe, să ne înțelegem. Deci vorbeam cu un prieten din Belgia, i-am dat eu niște exemple, facturi de gaz, curent și așa mai departe, mi-a dat și el niște exemple și am ajuns la concluzia că erau undeva poziționate pe același nivel, condițiile în care nu se pot compara veniturile din România cu... Evident, țările mai dezvoltate din Uniunea Europeană nu au simțit impactul ăsta atât de puternic. Noi l-am resimțit foarte puternic. Investițiile de care spunea colegul meu de platou, într-adevăr, parte dintre ele sunt cuprinse în PNRR și mă gândesc că se vor face, dar lucrurile în România se întâmplă foarte încet. Iar noi am ieșit din iarnă, dar peste câteva luni intrăm din nou în iarnă.
Până atunci lucrurile care spune domnul situația, Costel se vor rezolva. Situația, eu m-aș bucura măcar parțial, măcar 10% din ce mi-a spus dânsul să putem să avem. Într-adevăr, măsuri se iau, inclusiv prin programele, prin fonduri europene, s-au inclus anumite criterii de selecție și prioritizăm practic cei care au acțiuni în acest domeniu de mă rog, acest domeniu verde, energie verde sau cum eu îmi spune. Noi prioritizăm, avem acum măsuri, cam inclusiv măsurile agricole, practic, proiectele depuse pe măsuri agricole și non-agricole sunt prioritizate dacă au un obiectiv și acțiuni de protecție a mediului prin crearea de energie regenerabilă. Și avem foarte multe proiecte, își cumpără sisteme fotovoltaice, majoritatea dintre ei, și practic au o sursă alternativă de curent la ceea ce au în momentul de față. La ferme vă referiți în primul rând, nu? Mă refer la ferme. Noi finanțăm, avem și măsuri non-agricole, finanțăm întreprinderi mici și micro-întreprinderi cu cifră de afaceri până în 10 milioane. Deci, practic, în România, în satul mare, de exemplu, la nivelul economic al județului, avem o paletă foarte largă de solicitanți. Condiția este să-și desfășoare activitatea în mediul rural. Asta e important pentru noi. În rest, avem coduri CAEN în domeniul agricol, majoritatea, și non-agricol, aproape toată plaja producției. Producție și servicii. În mediul rural, extraordinar. Producție și servicii, și chiar am prioritizat lucrul ăsta. Și mă gândesc că și pe celelalte programe finanțate din fonduri europene se întâmplă la fel. Chiar am avut discuții cu colegii mei, pentru că există niște condiții în care se acordă acele puncte. Deci nu e suficient să spui că îți vei lua un panou și cu asta ai rezolvat problema și primești punctele. Chiar am avut niște discuții cu colegii mei și am gândit lucrurile și din perspectiva acestei priorități naționale de a introduce în România energia regenerabilă și energia verde. Deci, probabil că în următoarea perioadă noi finanțăm practic tot ceea ce ei și solicitanții își prevăd în planul de afaceri sau în studiu de fezabilitate, sunt chestiuni care sunt obligați să le facă. Deci, în comparație cu ceea ce promite statul, mediul privat, dacă accesează fonduri europene, trebuie să facă. Deci, probabil că în următoarea perioadă vor exista, o să vedeți, în mediul rural, pe ferme sau pe anumite fabricuțe și hale, o sumedenie de panouri fotovoltaice. Și astea sunt datorită faptului că s-a prioritizat oarecum acest segment. Care ține de prioritățile Uniunii Europene. Exact. Până în 2050. Digitalizare exact. Și mediu. La fel facem și cu digitalizarea. Neutralitate. Încercăm cumva să-i împingem către zona digitalizării. Sigur, sigur. Chiar azi vorbeam cu un solicitant o cerință, de exemplu, la contractare să aibă semnătură electronică. Deci, încet. Dar deja foarte eu nu știu corect. ce se va întâmpla, pentru că finanțele nu mai acceptă hârtii din 1 martie. Da, relația companiilor cu finanțele trebuie să se realizeze pe varianta aceasta electronică, bine, digitală. Companie este foarte general, pentru că e vorba și de micile întreprinderi sau e vorba de omul care face hărți. Știți, sau omul, am înțeles. Deci, da, PFA-urile. Da, și de PFA-uri. Așa este. Și e foarte bine că ANAF a luat această decizie, pentru că este așteptată de marea majoritate a oamenilor de afaceri. Și vă pot spune o treabă. Contabilii acestor companii, toate companiile au obligația să aibă contabili și au. Contabilii vor deveni persoanele care vor ști să realizeze această legătură și problema va fi rezolvată. Bine, acum la PFA-uri, IUR-i, vorbim de zona rurală, de exemplu, PFA-uri, IUR-i, ei nu au contabili. Vă garantez că... Ei sunt în situația în care... Bine, uitați să vă dau un exemplu. Prin mecanismul PNDR, accesarea fondurilor prin noi, practic sunt puși în situația de a-și face acea semnătură electronică. Și vă garantez că nu este exclus, cu respectarea GDPR-ului și a tuturor legilor, să apară o nouă profesie în România, vorba aceea, care să sprijine pe acești oameni care nu se descurcă, până vor învăța ei să facă treaba asta. Deja în România sunt instituții care noi, de exemplu, agenția, mă rog, noi am fost cumva favorizați oarecum pentru că am avut acei bani de asistență tehnică și am grăbit cumva, a fost cu un pas înainte a altor agenții și instituții din România. Noi lucrăm online, electronic, de ani de zile. Toate documentele se depun online.
Deci nu mai vine solicitantul sau beneficiarul, nu mai bate la ușa agenției să vină cu un dosar de plată sau cu un document, și ele toate se încarcă în contul lui online. Și atunci, cumva, inclusiv elementul de posibilă fraudă este înlăturat, pentru că nu intră în contact expertul, lucrătorul din agenție cu beneficiarul ca să poată să schimbe anumite documente la dosar. Nu, eu vorbesc de documentele care trebuie să le aducă și care trebuie să fie conforme. Dacă vine cu documentul la noi, îi poate spune, te rog frumos, ia hârtia asta și fă-o altfel, dacă vrei să fie totul în regulă. Așa, documentul se încarcă online, electronic. Încărcat fiind, este acolo. Cu alte cuvinte, trebuie făcut tot lanțul cu seriozitate, de la conceperea fiecărui document până la finalul analizei. Nu mai vorbim de arhivă. Deci, evident că omul de rând nu percepe, intră în zona de relații cu publicul. În spatele fiecărei instituții există zeci de tone de hârtii. Da. Niște arhive care trebuie ținute conform legii, documente care pot să ducă și până la 40 de ani cele fiscale, mi se pare. Ei, asta e partea bună a digitalizării. Să ne ferească Dumnezeu, în schimb, să ni se, să ni se ardă... Nu, oricum avem backup pe servere, care dar... Care trebuie să aibă și locații diferite, că așa e normal. Da, și, în fine, sunt niște criterii. Astea, cine lucrează în domeniile acestea, în instituții de genul ăsta sau în firme și avem tangență, știm cum se face. Și bun. Da. Deci, problema românilor este faptul că prețurile au urcat până la cer, sau vor urca în continuare, abia începutul, și n-ai de unde să le plătești. E vorba de oamenii cu venituri medii, până la, de la mici la medii. E vorba de toți oamenii. Și care se vor afla în situația de a trage o linie și a de a vedea că nici măcar cheltuielile nu pot să și le plătească cu venituri. În momentul de față, repet, situația este până la 1 aprilie sub control. Eu ceea ce pot să asigur pe toată lumea, se poartă discuții, dar la modul serios. Și nu trebuie să ne luăm doar după chestiile astea că pac, ăștia se ceartă. Nu, ei se întâlnesc să discute. Și se pun pe masă diverse scenarii. Se vor căuta acele scenarii care să nu denatureze nici piața, pentru că atunci va urma un boom mult mai mare peste 1-2 ani, dar în același timp să sprijine și pe oameni ca să nu aibă în continuare efecte prin creșterea aceasta foarte mare a prețurilor. Nu doar în România s-a întâmplat. Peste tot în lume se întâmplă. Da, dar noi o simțim și noi tot timpul ne plângem că avem, vai de mine, ce venituri mici. Da, sunt mici în comparație cu alte țări, dar sunt și țări care au mult mai mici venituri și trec prin aceeași problemă. Și vom trece și noi peste subiectul acesta. Dar prețurile, ca termen general, au avut o evoluție pozitivă în lume. Și aici nu intrăm în detalii, dar credeți-mă că există și o legătură cu evenimentele geopolitice care se întâmplă în zilele noastre prin vecini. Pentru că nu sunt străine lucrurile respective și presiunea Rusiei pe care îl face asupra unui stat independent, Ucraina, cu interesul de menținere a unor prețuri ridicate în gaze în special, dar și în electricitate, pentru că lucrurile se duc în scară, așa cum am spus pe scurt, cu ponderile fiecăruia în prețul final la consumator. Deci, ceea ce se întâmplă în lume, să știți că nu este total independent de evenimentele care au loc. Și de aceea, alinierea flancului occidental împotriva atitudinii Federației Ruse este de salutat, este binevenită și este necesară. Pentru că odată ce se va detensiona această situație, încet, încet și în zona energiei, unde sunt foarte mari implicații, ținând cont de puterea statului rus în acest domeniu, lucrurile se vor detensiona. Deci lucrurile sunt legate și oamenii trebuie să înțeleagă. Dar știu că pe oameni interesează fiecare problema lui. Da, dar guvernul României are grijă ca în România să găsim cele mai bune soluții pentru oameni. Fiecare țară a căutat să găsească soluții. Eu vă pot explica și în Ungaria cum stau lucrurile. Acolo suferă mediul privat, firmele, companiile, și ceilalți au niște prețuri plafonate pentru o perioadă. Dar companiile sunt într-o situație disperată. Ei, niciunde nu există o soluție miraculoasă, perfectă. Da.
Domnul Costa, și la noi companiile sunt într-o situație disperată. Eu cred că știu foarte bine, dar companii care se închid, alt mecanism care se aplică. Asta este ideea. Dacă nu poți aplica mecanism unitar în fiecare țară. Ceea ce văd eu în factură, pe lângă prețul real al kilowattului metru cub gaz, luați-o cum doriți, există niște taxe, niște accize. În momentul ăsta, din punctul meu de vedere, statul, cel puțin în toată perioada asta de criză, nu a luat nici un fel de măsură de a diminua aceste accize. Și aici mă refer și la prețul la combustibil. Ce ar fi dacă avem acest PNRR ca și, să zic așa, punga mare de galbeni care o are la dispoziție România acum, care cuprinde practic tot ceea ce ne doare. Ne doar autostrăzile, le putem rezolva prin PNRR. Ne doare sistemul medical, îl putem rezolva prin PNRR. Haideți să lăsăm oarecum la o parte alocările bugetare de la guvern către investiții locale, mă refer aici la ceea ce spuneați dumneavoastră, în speță Angel Salini, care înseamnă dezvoltarea unui segment în special pe rural. Haideți să nu prioritizăm acest segment și să aducem cumva, să compensăm cumva din bănuții ăștia în factura de curent a omului, care va avea un efect național. Tocmai asta se realizează. Cel care trăiește la țară, eu pot să vă spun, din păcate, oamenii aia s-au folosit de acele drumuri care le au cum le au și de infrastructura care o au de ani de zile. Nu cred că ar fi o problemă dacă acest lucru s-ar amâna un an sau doi până când am ieșit din zona asta de criză. Ungaria, că dădeați exemplu Ungariei, și-a ignorat toată partea de, și nu au beneficiat de pachete financiare cum a beneficiat noi ca și țară, pe zona de infrastructură rutieră. Au ignorat reabilitarea tuturor drumurilor naționale, județene și locale în favoarea construirii autostrăzilor. Și au ajuns în momentul de față, nici acum nu au reușit să ajungă din urmă și acum lucrează, după nu știu câți ani, la reabilitarea drumurilor județene, pentru că ei s-au focusat pe construcția de autostrăzi și au reușit să lege Ungaria de la nord la sud, de la vest la est. Asta ar trebui să facem și noi din punctul meu de vedere. În schimb, dumneavoastră știți foarte bine că orice bani guvernamentali, orice program guvernamental este mult mai puțin monitorizat decât fondurile europene, în speță PNRR-ul acum, și există riscul ca acești bani să fie alocați pe alte criterii decât pe cele reale și de nevoie. Și atunci putem ajunge în situația în care noi alocăm niște bani prin fonduri guvernamentale, și aici nu mă refer doar la Angel Salini, bani care ajung în niște investiții care nu și-au rostul. Dumneavoastră știți foarte bine că avem în momentul de față în zona rurală grădinițe care nu au funcționat nicio zi, finanțate din fonduri guvernamentale pentru că nu existau copii acolo. S-au făcut acele grădinițe ca să se încheie anumite contracte. Există sisteme de alimentare cu apă, conducte, inclusiv în județul Satu Mare, conducte îngropate în pământ care nu au cap și nu au coadă, conducte de kilometri de și nu au cap, deci nu funcționează practic. Există canalizare, dar nu funcționează. Și astea cele sunt, două capete nu e nimic. De obicei, da? De obicei acești schelet, să le spun așa, au apărut în urma alocării fondurilor guvernamentale. Când vorbim de fonduri europene, lucrurile se schimbă totalmente. Acolo există niște instituții care monitorizează, începând de la procesul de evaluare, merg pe achiziții și așa mai departe. Există Curtea de Conturi, există Comisia Europeană care prin instituțiile abilitate verifică aceste alocări. Ei, pe zona de fonduri guvernamentale lucrurile nu se întâmplă chiar așa. Și atunci s-ar putea face acest compromis. Haideți să luăm PNRR-ul, să implementăm PNRR-ul ca la carte, ne punem la punct zona de cele trei spitale regionale, trei, din câte știu, or fi cinci, mă rog, 1,7 miliarde de euro. Da. Sistemul de autostrăzi din România, mai lucrăm puțin și la zona de cale ferată feroviar și eu zic că suntem în regulă. Și diferența asta de bani
să o alocăm cumva în zona de sprijin a oamenilor din comunitate. Pentru că, ce să vă, ați citit probabil, de fapt, Mihai, scuză-mă, tu citești presa tot timpul, cresc cazurile de sinucideri. Adică am citit zile trecute un domn care a avut o tentativă, mi se pare, sau chiar s-a sinucis, nu știu, în momentul în care a primit factura la curent. Și sunt situații în care practic 80% din pensie sau din venituri se duc pe întreținere într-o lună de iarnă. Ceea ce e un lucru foarte, foarte periculos din punctul meu de vedere. Da, măsurile pentru sprijinul românilor sunt luate în ansamblu și tocmai de aceea toate proiectele care Guvernul României le are în implementare și sunt transpuse deja în repere legislative vor fi duse la îndeplinire. Pentru moment, situația aceasta a fost, ca să spunem așa, ca și în mediul privat, manageriată bine până la data de 1 aprilie. Și de la 1 aprilie se vor găsi soluții concrete care să ajute și populația, și firmele, și pe oamenii care au probleme și pensiile acestea mici să facă față viitorul unor evoluții din acestea neplăcute. Dar ar fi o soluție, nu neapărat subvenționarea, ci scăderea accizelor. Subvenționarea facturii. Președintele... Da. Președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu, a propus ceva mult mai important, pentru că vizează toată economia și pe toată lumea. O diminuare a cotei generale a taxei pe valoare adăugată cu 2 puncte procentual la un PIB de 250 de miliarde de euro, asta ar însemna undeva până în 5 miliarde de euro. Și ținând cont de creșterea economică pe care o să o avem și care va depăși 4%, ceea ce este bine în condițiile actuale, vom putea acoperi practic încasările bugetare din TVA, din evoluția naturală de creștere economică a economiei. În al doilea rând, o altă propunere pe care eu consider și am tot susținut-o permanent de-a lungul anilor, o diminuare a presiunii fiscale pe salarii. Pentru că dacă noi dăm din contribuția pentru asigurările sociale jos un 5%, gândiți-vă, aplicăm la un salar de 5.000 brut, 5%, ajungi cu 370 deja lei în buzunar, asta spunea domnul. Deja, Cresu, suntem, da. Deja suntem într-o zonă care fiecare cetățean ar simți-o. De la 25% la 20%. Da, CASE-ul. CASE-ul. Da. Și în contextul în care în România presiunea fiscală, repet, strict pe muncă, este un pic mai ridicată decât media europeană, vom putea spune că ne ducem într-o direcție bună și cu această decizie. Să vedem ce se întâmplă la o firmă. Bun. Într-o firmă, dacă vrei să dai unui salar, unui angajat salar de 2.000 de lei, de fapt tu dai 4.000 de lei, da? Păi, 2.000 ți-a diferența aproape, da? Diferența este 45% practic la stat. Este statul. 45%. Da. Auzi, cel mai simplu, 60-40, așa da. Se poate reține. 60-40, simplist. 40, așa. Simplist vorbesc. Adică 55-45. Nu, dar totuși. Auziți, acum glumim, în economie există și legea, așa spune, legea numerelor rotunde. Și atunci dacă e 60 și nu știu cât la asta, ca să rețină omul, îi spui 60. Că acum nu facem calcule. Dacă se doresc calcule, vin exact cu sume concrete și le spun la virgulă. Dar oamenii trebuie să rețină că da, 60% e ceea ce încasează, restul e la stat, dintr-un salar brut. Așa, grosso modo. E un pic mai mult de 40, da, dar da, asta este situația în România și de aceea este loc de o echilibrare pe tema aceasta. Și de aceea este o soluție mai bună decât a taxa suplimentar pe cei care au, nu știu, de la 3 apartamente sau 4 apartamente în sus și cine are 2 mașini. Lasă să-și cumpere lumea mașini pentru că se plimbă, se duc și banii se învârt mai repede, își cumpără și la restaurante din județul nostru, din țara Oașului, în perioada de vară și de iarnă, când o să avem o pârtie, o mâncare, se mai cazează, deci începe o circulație a banilor. Nu o să avem o pârtie. Eu glumesc acum cu pârtia aia care punctul meu de vedere este total radical diferit de multă lume pe tema acesteia, dar eu m-aș bucura, zona de vară știți că se umblă acolo și este frumos. Eu m-aș bucura nespus de mult să fie așa cum ne spuneți dumneavoastră, să avem o creștere economică, dar permiteți-mi să
să nu mai fiu atât de optimist precum am fost în urmă cu câțiva ani. Din păcate, adică eu ce văd, cel puțin pe termen scurt, ar fi această eliminare parțială a accizelor pe zona de energie și în special pe zona de combustibil. Dar pe zona de combustibil să rețină lumea. PNL-ul a eliminat acea supraacciză care a existat. A fost una din primele măsuri luate. Ce era dacă era și aia acum? Pot să vă spun că din punct de vedere al prețul real al barilului, dacă ne uităm la prețul real al barilului și la prețul plătit la pompă, diferența este enormă. Este undeva la 100 și ceva la sută. Ok, eu înțeleg că există și alte costuri, dar totuși o bună parte din valoarea finală este dată de aceste taxe și accize care sunt foarte mari. Componentele fiscale, așa este. Eu înțeleg că statul trebuie să aducă bani. Dar de asta v-am spus, dacă banii, nu știu, mie mi-a fost foarte greu să înțeleg, deși am lucrat în administrație foarte mult, care este traiectoria banului public. Niciodată n-am reușit să o înțeleg. Dacă ar exista o traiectorie foarte clară, că vorbeam de acel, de exemplu, bănuții care îi plătim la Casa de Asigurări de Sănătate, dar eu plătesc practic, adică noi plătim 10%, mi se pare, din 10% practic se direcționează în zona respectivă. M-aș bucura foarte mult ca acei bani, și dacă nu beneficiez eu direct de ei, deși nu este un fond de solidaritate cum e CASE-ul, măcar să fiu liniștit, să știu că acei bani rămân în zona de sănătate. Din păcate, la noi traseul banului este pierdut. Nu se cunoaște, nu se știe. Teoretic, acești bani din accizele pe combustibil ar trebui să-i vedem în zona drumuri, de autostrăzi, drumuri, infrastructură. Condițiile în care vedem că statul român de ani de zile, din fonduri guvernamentale, nu face decât eventual repara anumite drumuri. Spre deosebire de limba engleză, limba română are trei termeni care definesc elemente fiscale: impozite, taxe și contribuții. Da. Impozitele ajung în bugetele generale, taxele ar trebui să ajungă în fonduri speciale și atunci o taxă plătită pentru drum aia strict pentru treaba asta ar trebui să fie folosită și contribuțiile sunt pentru elementele sociale. Da. Ei, în engleză sunt doar tax, toate sunt tax. E simplu. Că e mai simplu oricum ar fi și la noi decât să compre. Dar deci la ei se varsă tot într-un ca sac și de acolo și explicații de termen. Eu stau și încerc să mă uit acum chiar... Chiar vorbeam cu colegii din platou, mă rog, colegii care stau tot timpul în spatele nostru, în regie. Stăteam și discutam despre ceea ce ne așteaptă din punct de vedere politic, ținând cont de situația actuală din România, în 2024. Și chiar sunt în situația în care chiar nu pot să-mi dau seama ce se va întâmpla în anul politic 2024, un an în care avem alegeri prezidențiale, toate, practic. Și europarlamentare, nu? Da, cred că toate sunt în 2024. Este un an când ar trebui să fie fiecare deci, an la electoral. Momentul, cum ar trebui să fie. Și punctul meu de vedere este că ar trebui să se aducă toate alegerile din ciclul acesta de 4 ani. Eu le-aș, dacă mă întrebați pe mine, eu le-aș pune toate într-o zi. S-ar face economie mare la buget, ar fi prezență mare la vot, votul ar fi cu mult mai relevant, ar trage aleșii locali să aducă electoratul local la vot. În schimb, probabil că nu va ajunge platou pentru atâția candidați, dar s-ar face niște economii foarte mari. Din păcate, pe zona asta a politicului, și acum pot să vă spun și din postura unui fost politician, fost candidat. Sunt foarte mulți bani. Sunt foarte mulți bani care se cheltuie pentru tot ce înseamnă aceste indemnizații care le primesc partidele politice parlamentare. Banii care se cheltuiesc în campanii. Bun, ok, se recuperează de la stat, dar statul pierde acești bani până la urmă. Deci, Păi la urmă, urmă par... Și gândiți-vă câte buletine de vot se tipăresc, da? Pentru că se tipăresc totdeauna. Eu consider că e cea mai mică cheltuială pe care o face. Deci, practic, deconturile pe campanii electorale sunt enorme. Deci noi când am intrat în competiția asta alături de colegii mei, echipa care ne-am aruncat așa ca surferii pe val, acum probabil că o să râdeți, noi nu am știut că acești bani se decontează. Am stat toți la masă și am zis, ok, trebuie să facem rost de bani pentru că ne așteaptă o campanie. Avem de plătit la presă, la
materiale promoționale și așa mai departe. Păi, de unde avem? Păi, ia hai să luăm legea și ne uităm prin lege pe acolo, la care vine unul mai deștept dintre noi, mai citit dintre noi. Și bă, da, stai un pic, că banii ăștia recuperăm. Bun, bun. După aia am avut emoția aia de a-i putea recupera, pentru că erau bani aduși de noi, de acasă, da, practic. Bun, deci noi n-am avut sponsor, firme și așa mai departe. Peste 5%. Păi am avut. Dar am avut emoții. Păi, okay. Da, da. Deci, până la urmă, am recuperat banii, dar am fost foarte atenți și probabil atenția asta noastră a dus la un rezultat favorabil al controlului care l-am avut de la biroul Beș. Birou electoral. Birou, cred că Birou Electoral Județean. Da, că acolo am depus toate documentele și chiar ne-au felicitat pentru corectitudinea plăților care le-am făcut. Dar aveam o plajă atât de largă de a cheltui acești bani, încât noi stăteam și ne gândeam, bă, zic, chiar sunt partide care cheltuie chiar atât de mulți bani. Adică era la nivel local de ordinul, nu știu, 200.000 parcă, sau cât era plafonul maxim, cred că la Consiliul Județean sau la primărie, nu știu. Și chiar am zis că chiar sunt partide care cheltuie chiar atât de mulți bani. Și după aia, când au trecut alegerile, am văzut și noi că practic am cheltuit cei mai puțini bani dintre, mă rog, chiar cei mai puțini, dar eram cumva la coada clasamentului la bani cheltuiți. Ei, ăștia sunt bani, e o risipă fantastic de mare de fonduri. Inclusiv banii care îi primesc, da, da, acești parlamentari pe care îi avem. A, bun, acum pe lângă, vă legați de lucrurile sfinte, de salariile parlamentarilor, haideți să vorbim și de lucrurile sfinte care le au, de cabinete. Deci, practic folosesc niște sume de bani relativ mari, dat fiind faptul că există un număr mare de parlamentari la nivel național, bani pe care îi cheltuie pentru propria lor promovare, practic. Eu aș aloca fonduri pentru exercitarea atribuțiilor pe care le au ei ca și parlamentari. Asta aș face eu. Exact cum dumneavoastră sunteți, sau Mihai, tu ești plătit pentru ceea ce faci aici, sau domnul Costea pentru ceea ce faci la locul de muncă, tot așa să-i plătim pentru ceea ce fac la locul de muncă. E promovarea unei acțiuni a unui parlamentar, este ca și cum, ca și cum dumneavoastră... Ideea e că trebuie să-l contorizezi, bun? Deci, ok, îți dau 1000 de lei dacă ai 10 inițiative legislative. Păi n-ar mai primi niciun ban. Cum faci contorizezi? Cum contorizezi munca? Păi n-ar mai primi niciunul ban. Eventual să susțină 10 inițiative legislative. Nu, munca unui parlamentar poate fi, mie mi-ar place foarte mult ca această creșterea în capital electoral după un mandat de 4 ani unui parlamentar se vadă după aceste inițiative legislative. Adică să zică omul, bă, îl votez pe ăsta că uite, ăsta a făcut treabă în Parlament. Dar într-adevăr există și acea latură. Este la fiecare parlamentar câte cuvântări a avut de-a lungul sesiunii parlamentare. Câte cuvântări, câte inițiative, câte... Sincer, factura mea de curent și de gaz pe o interpelare politică nu cred că va scădea. Eu consider că principalul atribut al unui parlamentar este de a legifera. Ăsta e principalul atribut. De aici încolo, da, într-adevăr, există, sunt acele declarații politice care le fac ei în Parlament, există aceste acțiuni la nivel local prin care, practic, tu asculți comunitatea, transpui problemele comunității în inițiative legislative. Sunt perfect de acord cu demersul ăsta, dar problema e că situația a scăpat oarecum de sub control, din punctul meu de vedere. Din punct de vedere fiscal mă refer aici. Sunt bani foarte mulți cheltuiți. Eu au o sumă forfetară care practic pot să o cheltuie cum doresc. Majoritatea dintre ei aleg să plătească o bună parte din presa locală care promovează practic orice acțiune pe care ei o întreprind. Ar fi bine. Eu cred că ar fi bine. Și eu priveam așa lucrurile, dar vorbind de-a lungul anilor mult cu parlamentarii și acum vă spun cinstit, mai ales când călătorești cu avion și din astea prin aeroportul, tot stai și povestești de toate. Da. Și atunci am înțeles că până la urmă fibra democrației este să avem parlamentari și să aibă un buget, partide și parlamentari din partide diferite. Eu vorbeam și ei să aibă fonduri ca să poată să ducă mesajele politice în toată zona pe care o reprezintă. Și este important să se întâmple așa. Aici deja intervine hărnicia fiecărui deputat. Că unii nu se duc,
Alții, cum este Adi Cosma de la noi, umblă în fiecare zi și discută cu toți primarii și cu toate comunitățile locale pentru ca să le înțeleagă problemele. Și de-aia are așa multe inițiative la nivel național. Ori așa ar trebui să facă toți parlamentarii. Așa, asta e, de aici e fibra democrației, de aici pornește. Pentru că mesajele politice întotdeauna vor fi diferite în mare, dintr-un partid față de altul. Vedeți partide cu ideologii diferite. Partide, ideologie diferite nu înseamnă că nu avem intersectări. Dimpotrivă. Centrul stânga și cu centrul dreapta se intersectează pe centru. Și există oameni care sunt foarte compatibili în zona aceasta. Dar eu zic ca să se ducă mesajele și la nivel de individ. Și să se, deci sigur că da. Sigur că da. Și mai există o treabă. Parlamentarii trebuie să înțeleagă de la oameni. Ori numai umblând între oameni poți să înțelegi problemele. Acum vedeți, așa pandemia este, dar, tot va trece și se va putea de vedere, relua. Din punctul meu de vedere, aceste directă. Interacțiuni cu oamenii, cu oamenii din comunitate trebuie să transpuse inițiative legislative sănătoase. Da. Altfel, să mă iertați, dar mă duc și bat județul lung și rat și vorbesc cu toți oamenii și ascult și îmi spun toate problemele. Și nu fac altceva decât îi ascult. Mă întorc acasă și îmbunătățiri legislative și proiecte noi de mie îmi pare rău să văd ceea ce văd în momentul de față în Parlamentul României. Din punctul meu de vedere a devenit un circ, a devenit o scenă pe care se joacă o regie tristă, să-i spun așa. E un spațiu care s-a dovedit a fi cel mai vizibil, să zic așa, cea mai vizibilă scenă electorală. Și practic rolul parlamentarului de a legifera a devenit în a fi un om politic, iar scopul lui principal este de a-i crește notorietatea într-un mandat, inclusiv prin prisma prezenței lui în Parlamentul României. Vedem scena lui Simion, vedem și, din păcate o spun, mulți foști colegi de-a mei din USR, au îmbrățișat tehnici nu similare, nu au fost nici pe departe față de ceea ce se întâmplă acum, dar tot ce înseamnă live-uri pe Facebook în Parlament, eu stau câteodată și mă mir de cum se pot concentra acolo. Și eu, de exemplu, la locul de muncă nu am voie să folosesc Facebook-ul. Aș minți acum, aș minți șefii să spun că nu mai intru. Dar avem o reținere în a face o postare în timpul programului de lucru. Iar în Parlament e o modă, adică fiecare stă cu telefonul și tocmai face live pe Facebook. Îmbunătățit regulamentul din Parlament. Pentru că... Nu cred că le va interzice parlamentarilor să posteze pe Facebook în timpul programului. Nu, dar treaba asta lucru, și da? În special violența fizică live. Promovată da. De către extremiștii de la AUR prin... În fine, așa zici și lor lideri, că până la urmă sunt liderii lor, dar ei de fapt nu sunt lideri deloc. Dimpotrivă, sunt o categorie care va trebui să dispară din politica românească. Din păcate cresc pe seama partidelor, pe seama politicii românești. Experiențele istorice au dovedit că extremismul a adus doar elemente negative în viața oamenilor. Și aceste... atitudini pe care le au actualii extremiști sunt extrem de periculoase pentru viitor. De aceea eu voi sta oricând la discuții cu oricine să-i conving să nici nu se uite măcar la ei. Dar nu, Costea, știți care e cel mai bun? Voteze. Vă dau un sfat ca de la Sădmărean la Sădmărean. Știți care e cel mai bun mod de a-i convinge? Prin rezultatele care le obțineți ca și partid politic, ca și guvernare. Ăsta e cel mai bun. Deci, practic, AUR a crescut în sondaje datorită activității PSD, PNL, USR. Bun, unde mereu nu-l pun la socoteală, că se bat cap în cap. Deci, datorită... Toate aceste partide pe care le-ați enumerat se bat cap în cap cu ceea ce reprezintă AUR. Eu vorbesc din punct de vedere al electoratului. Adică... Practic, nu cred că o să vedem vreodată electoratul DMR să voteze AUR. În sensul ăsta o spun. Dar, practic, modul în care USR, PSD, PNL au făcut politică în România au dus la creșterea în sondaje a acestui partid numit AUR. Și credeți-mă că crește un monstru. Noi în 2024 o să ne trezim că avem un partid care intră în Parlament și poate să facă o majoritate cu un alt partid politic, mă rog, un partid care îi va accepta,
Și nimeni. O să vedem poate și un, nimeni. Doamne ferește, nu, un... Nu, nu, nimeni. Stați un pic. Domnul nimeni. Costea. E vorba de 20%, acu, nu mai poți deja să... Stați o secundă, astea sunt dacă v-aș fi întrebat de PSD, ați fi avut același punct de vedere. Și ați fi spus că niciodată nu veți intra la guvernare cu PSD. Nu, e adevărat. Dacă ați avea timp să reluați emisiunile cu doamna Stella, am spus că nu a sosit momentul, dar sunt convins că odată în timp, bineînțeles că nu estimam asta că se va întâmpla acum. Dar dincolo de 2024, eram convins că se va întâmpla și pe ceea ce m-am bazat, pe ce m-am bazat eu? Pe faptul că în istoria politică a României democratice post-decembriste se vede clar că toate combinațiile posibile și imposibile au existat. Politic vorbind. Da, păi a fost un scenariu, a existat. Și în aceste condiții eu am o convingere că partidele acestea care sunt clar pro-vest, pro-democrație, partide care privesc stabilitatea României ca și pe un element sacru în activitatea lor, nu vor discuta cu niște oameni care, scuzați-mă, în afară de circ, nu livrează nimic. Ei nu au soluții. Poate că o să impresioneze pe câțiva băieți de cartier cu niște pumni trași acolo la câte un ministru care își ține discursul sau cu alte manifestări de genul acesta, dar sunt convins că la un moment dat o să-și dea seama că trebuie să li se spună stop toată populația și ei nu vor mai avea viitor. Deci, haide să fim un pic mai optimiști. Dar să fim un pic mai așezați în eu spun... și știți o treabă și dați-mi voi, eu nu mai discut despre ei pentru că nu merită atenție. Eu asta am vrut să spun, nici măcar atâta atenție nu merită extremiștii aceștia pentru binele României, ca să povestim de ei și eu nu mai vorbesc în această emisiune. Eu sper să aveți dreptate. Să vedem cum evoluează zona politică până în 2024. Dar v-am spus punctul meu de vedere. Deci rolul cel mai însemnat îl aveți, PNL-ul, PSD-ul, sunteți partide la guvernare alături de UDMR. Printr-o bună guvernare veți putea elimina sau reduce măcar acel procent din electoratul României care susține AUR nu pentru că ar fi un partid cu ideologie sau că ar fi un... Nu, susține AUR pentru că este nu se mai regăsește în niciun partid. Deci, practic, oamenii au ajuns în situația în care, la un moment dat, am fost noi în situația asta, USR-ul, adică am scos la vot o bună parte a populației care a refuzat în timp să mai participe la orice exercițiu electoral. I-am scos noi la vot. O parte dintre acești oameni i-am dezamăgit și nu mă ascund să spun lucrul ăsta prin toate greșelile care le-am făcut în timp. Și oamenii ăștia trebuie să se regăsească, la un moment dat trebuie să se regăsească undeva. Și vine AUR pe un val de hate, pe nu au o direcție clară, nu au o doctrină clară. Practic, ei ce fac? Identifică o problemă a cetățeanului și scot în evidență acea problemă. Evident că acel om care are problema respectivă se identifică și văd cumva într-un reprezentant al lor un posibil sprijin, da? Pentru că are aceeași idee cu omul respectiv. Practic, ăsta este fenomenul. Iar eu sper să aveți dreptate, eu sper să nu discutăm 2024 despre acest partid, dar în momentul de față realitatea este că sunt pe un tren ascendent. Da, din păcate așa este. N-am mai apucat să discutăm despre dacă scăderea TVA va duce și la scăderea inflației. Da, o părere scurtă de 20 de secunde. Va duce și la scăderea inflației. În schimb, lumea trebuie să știe că apanajul guvernului este de a face politica fiscală, deci reducerea TVA-ului. În schimb, politica monetară, care este decisivă în stabilitatea prețurilor, este realizată de către Banca Națională. Și atunci când noi vorbim despre inflație și temperarea acesteia pe un orizont de timp mediu și chiar lung, trebuie să ne uităm la ce decizie a Banca Națională. Cel mai bine este că între Guvernul României actual și Banca Națională există un dialog
permanent pentru măsurile care trebuie luate, deoarece politica fiscală și cea monetară trebuie să fie îmbinate. Da, dar din păcate, există domnul a anunțat că va fi inflația cu două cifre. Da, va fi cu două cifre, poate chiar și în alte țări ale Uniunii Europene, pentru că nu suntem singuri. Tot ceea ce se întâmplă este global. E prea complicat să explic de ce avem și inflația asta, inclusiv în Statele Unite, dar există niște, economic vorbind și din perspectivă monetară, niște explicații care sunt foarte, foarte simple. Dar nu e bine. Să nu spuneți că e bine. Nu e bine niciodată să vorbim de inflație mai ridicată decât am fost obișnuiți, dar în același timp noi trebuie să nu ne panicăm, să mergem înainte și să ne liniștim că totuși în România avem niște instituții funcționale și aici inclusiv Guvernul României îl pot enumera, alături de Banca Națională și responsabil. Ca atare, toate eforturile sunt duse pentru a fi control. Banca Națională a luat câteva decizii. Când crește inflația, e obligată să mărească un pic dobânzile. Vor mai urma creșteri de dobânzi, asta vă spun ca și economist. Sigur. Și lucrurile astea, prin mecanismele de transmisie a politicii monetare, încep să se simtă în o reducere a presiunii pe prețuri. Foarte complicat să explicăm așa pe scurt. Da. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezentarea noastră. Mulțumesc și informația. Vă doresc succes și să sperăm că PNL-ul va ține frâu și inflația și creșterea prețurilor. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV. Multă sănătate!